Am zis că azi începem cu un nou videoclip pentru domnul Ricardo, pula mea știi cum îl mai cheamă. Vreau să urmăriți videoclipul, să-mi lăsați păreri și care să fie următoarea persoană la care urmează un videoclip de genul. Mulțumesc tuturor pentru vizualizare, spor la videoclip. Bine v-am găsit pe canalul meu, astăzi vreau să vorbim despre domnul Ricardo, Pișatu. Mie nu-mi place omul ăsta deloc, nu știu cum să vă zic. Ai un talent incredibil, nu știu dacă recunoaște. Oare de ce faci românii de râs? Infecție de om. Da, uite și băieții la cafeluță. Ce face băieții? Ce face băieții? Bă... Vigunoi? Ce faci? Hai, poftă! Ce faci am cu băieții? Ricardo, o să fii mai ceva ca și unii frate, ești foarte ceva și de ăsta pe tine. Da, da. Ce faci amant tu? Ce să fac amant? E bine amant? Infecție. Bă, oare cât de prost poate să fie omul ăsta? Cât de prefăcut poate să fie? Mă mir. Mă mir oamenii care urmăresc. Dacă e bine și amantul, e bine. Acum, zici și mie asta? I-ai dat rec? Da. I-ai dat rec? Așa a făcut în finala. E bine că știi să editezi videoclipurile. Haide. E foarte rău. Îmi pare rău că... Nu ajung prea curând în Istanbul, dacă n-ajung, am eu grijă de tine. Vino în față, da? Vino în față. Băi, Ricardo, stai nebun. Hai. Hai. Cum face România de râs infecția? Bine v-am găsit pe canalul meu. Astăzi vroiam să discutăm despre domnul Ricardo, prefăcutul. Nu știu de ce omul ăsta este prea prefăcut. Din punctul meu de vedere, s-a apucat și el de vloguri, crezând că, wow, devine vedetă cumva. El de fapt este o vedetă, dar cred că pe terenurile lui. Și la final primul este de 500.000 de dolari. Este de 500.000 de dolari. Bun. Mie îmi place zâmbetul lui, acesta fals. De fapt e un fals, nu știu de ce. Mă uit la videoclipurile astea, de-aia am zis că poate nu sunt sigur de aceeași părere. N-am nimica cu ofenții vechi, cu... Azi, și ăștia. N-am nimica cu Măcanu, cu Jador, cu Bianca, cu... cu Marinela. Atunci de ce ai apărut în sezonul 2, când vorbești despre ei? Nu, sunt prieteni, dar deja aveți experiența trăită. Ați trăit-o, bravo, foarte frumos, este experiență de neuitat. Hai să le dăm și la alții ocazia să... Tu vorbești infecție, ce cauți în sezonul 2? Iasă, nu mă înțelegeți greșit. Știți că eu am, pot să zic că un milion de persoane în lucru, adică să hatească cu un milion de persoane o emisiune sau niște concurenții. Dacă am o părere sincer, o să spun, am zis și în blogurile trecute, că îmi spun părerea fără nici... Tu, de fapt, cred că ești foarte, foarte sincer. Dar nu în fața camerelor. Și o reține. Îmi spun părerea sinceră și la liber că eram nimic de pierdut. Bun. Astea fiind spuse, vreau să încep acum cu băieții. Am văzut că băieții... Ai grijă să nu-ți pierzi viața pe undeva. Sunt foarte supărați pe noi concurenți și au pus să-i bată sau să... Ceva de genul am văzut și eu pe YouTube. Un sfat dat meu pentru ei este următorul. Să... se focuseze pe ei. Nu este frumos. Ai vrea să te muște domnul Nelson. De mâini. Cu dintele ăla. Așa a făcut. Deci mic cum așa a făcut. Și să se focuseze pe ei. Să fie atenți asupra lor. Dacă vor să aibă șansă. Nu, că cineva este foarte atent la tine oricum. Să se afirme sau să faimă sau... Nu, mă, focusați-vă pe voi, nu pe... vechi concurenți și lăsați în pace, fiindcă ei sunt niște oameni buni. Dacă așa este regula competiției, voi trebuie să jucați după regula asta. Voi trebuie să vă adaptați. Cel mai bine lucru în viață este să te adaptezi după niște reguli. Adaptați-vă, că nu este greu. Și să vedeți ce frumos, să fiți puțin. Eu nu știu cum a ajuns o sărăcie din asta să facă vloguri
să mai ajungă și la televizor. Ajungi un imbecil, vedetă. Smart, inteligent? Problema e, nu e la el, problema este la voi. Îi dați atenție. Acum, la fete. Oh, ce sunt cu plasticatele alea, ce sunt cu uletele alea, vai, îi ajung buzele noi până peste nas, băi. Ele, vai, îi ajung buzele noi până peste nas, băi. Înainte ziceați că buzele lor le ating de gingini. Cât de prefăcut poți să fii infecție de om? Ce cauți aici? Că v-au adus cur, țâțe, buze, tot v-au adus și voi. Nu spun. E, la noi la români nu-i pune nimic. Tu îmi vorbești de români? Când te faci de râs în Istanbul? Ce vorbim? Cine e băiatul să înțeleagă ce... Faci românii de râs, infecție de om. N-ai temere cu bani, în fine. Am cam zis și la fete. Am văzut vlogul lui Rea și lui Tina. În ultima perioadă noi ne-am împăcat și eu cu ele și chiar am vorbit și suntem prieteni, să zic, dar cum v-am spus, eu nu... Mai cam plictisit infecție. Da, adică primul sezon afară Oxana și acum hai înapoi Oxana. Și mică, e frumos. Bun, și acum am văzut că unii din concurenți au venit cu lecția învățată. Au venit cu Tu vorbești de lecții învățate, infecție de om. Cât de prefăcut oare poți să fii? Ce cauți în sezonul 2? Infecție. Lecția învățată, mai ales fetele, și foarte bine, știu să creeze controverse, știu să creeze situații complicate, situații dificile. Bravo, asta vrem să vedem. Suspans, tensiune, momente de dragoste, nu... Tu faci momente de dragoste, eu nu știu ce fata s-ar uita la tine. Să vedem cum vă fac păiți. Doar dacă ai mălai. Ne vedem mama și cu tata astea la televizor. Lăsați parte că sunt la televizor și fiți voi reali. Băieți, bătiți-vă din dragoste. Tu vorbești infecție, domn. Când ai luat un pumn în mufă. Ce panoramă din dragoste, bă, dar real. Nu la hotel suntem la Fugi, că... Băi, hai că a fost bine, l-a văzut luna. Intrăm și în trending pe YouTube. Nu, frate, bă, fiți voi. Dar tu ce ai făcut până acum, în afară de videoclipurile astea de căcat pe YouTube? Și de prefăcut care ești în puterea vieții? Băi, natural, deci o să vă placă lumea. Și fiți buni cu alții, băieți, lăsați...